Salut, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea multă lumină, să fiți toți binecuvântați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dumneavoastră care sunteți alături în fiecare zi, este o mare plăcere să stau aici împreună cu toți pentru a vă transmite un cuvânt prietenesc. Dumneavoastră de asemenea poate pentru prima dată în care dumneavoastră participați la emisiunea noastră, bine ați venit, ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea multă lumină. Noi suntem aici, dragii mei, pentru a vă adresa cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră care aveți nevoie de ajutor, dumneavoastră care înfruntați un necaz, dumneavoastră care înfruntați o mare problemă în viața dumneavoastră. Să știți, această misiune e făcută în favoarea dumneavoastră, în favoarea familiei dumneavoastră. De aceea, dumneavoastră, puteți suna, puteți include numele în cartea noastră de rugăciuni și noi ne vom ruga în câteva minute în favoarea dumneavoastră și în favoarea familiei dumneavoastră. Pregătiți un pahar cu apă. Acest pahar cu apă, cum puteți observa deja mai de paharul meu, și dumneavoastră acasă puteți pregăti un pahar cu apă, puneți-vă rog în fața televizorului ca să binecuvântăm, să sfințim această apă și la un moment dat veți bea din apă aceasta și puterea lui Dumnezeu la distanță vă va vizita și vă va binecuvânta. Inclusiv numărul nostru este 021-255-7300 sau 0721-805-569. Dumneavoastră puteți suna și să vorbiți cu unul dintre operatorii noștri. Haideți să urmărim acum această invitație pentru duminică, pentru că duminică aceasta noi ne vom ruga în favoare dumneavoastră și în favoare familiei dumneavoastră. Haideți să vedem! Duminică, la ora 8 sau 10 dimineața, binecuvântarea cuplurilor și a celor necăsătoriți. În această duminică, părintele Lucian, împreună cu soția, care au împlinit 21 de ani de la căsătorie, vor da o binecuvântare specială cuplurilor și, de asemenea, vor binecuvânta viața sentimentală a celor necăsătoriți ca să găsească perechea potrivită. Veniți împreună cu soțul sau soția dumneavoastră pentru a primi această binecuvântare în căsnicie, ca acea căsnicie care este distrusă să fie refăcută și cea care merge bine să continue în armonie, înțelegere și fidelitate. Duminică, la ora 8 sau 10 dimineața, binecuvântarea cuplurilor și a celor necăsătoriți, la Catedrala Credinței din București, în sectorul 2, pe șoseaua Fundeni, numărul 11, vis-a-vis de Penny Market. Ce să zic, am primit foarte multe binecuvântări, dar ce e important, că ce în lumea de astăzi multe certuri, multe scandaluri, la noi mare liniște, înțelegere în familie. Mm-hmm. Mă înțeleg foarte bine cu soția, pot să spun și ea? Poți să spui și tu? Da, la noi este liniște, mulțumim lui Dumnezeu că de 17 ani suntem împreună și ne iubim mai mult pe zi ce trece. Cum este familia acum? Foarte bine. Uniune, pace, liniște? Da, da. Și căsnicie? E foarte bun, adică după 5 ani ce văd eu, mă, e prea mult ce zic, alții care nu se mai iubesc, nici mai se țin de mână așa cum ar veni. Mm-hmm. Se duce unul în cor, unul în cor și noi pe zi ce trece mai mult ne iubim, mai mm-hmm. mult. Dar înainte nu era așa, la început cum a fost? Ea vrea să spună. La început nu a fost așa, pentru că noi locuiam la părinții lui și atunci erau multe certuri, multe discuții și mm-hmm. din cauza unor probleme din casă, noi ne certam, așa eram. Mm-hmm. Cu toate că ne-am iubit, că ne-am luat din asta, dar n-am putut. Atunci, pentru că locuiați cu părinți, erau probleme. Da. Mm-hmm. După ce ați plecat, atunci ați... M-am revoltat, am făcut sacrificii și am luat casă. Casă. Da. Și acum locuiți singuri, cu copii și pace. Liniște. Da. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus Hristos. Amin. Așa să fie. Aplaudați pe Iisus Hristos. Numesc Mihaela,
Doamna Mihaela, ce s-a întâmplat? Eu am venit la biserică până acum 3 ani de zile. Acum 3 ani de zile soțul meu nu mai îmi dădea voie să vin aici, pentru că zicea că merg în altă parte, nu te cum că vin la biserică. Mm. Și acum 2 ani de zile am făcut o provocare cu Dumnezeu acasă. Ați făcut? Am făcut provocarea acasă. Cu provocare. Ascultam pe Facebook, pentru că el nu mai îmi dădea voie să vin aici. Eu nu eram căsătorită cu el. Mm-hmm. Îmi spunea întotdeauna că el nu o să mai ia niciodată pe mine de nevastă, deși noi avem un băiat de 12 ani. M-a înșelat vreo 7 ani de zile și în urma provocării cu Dumnezeu. Care provocare ați făcut? Că vreau o familie fericită, că vreau să mă căsătoresc în fața Domnului. Vreți familie fericită? Da, și anul trecut am făcut și cu cununia și nunta. Și acum cum e familia? Da, și acum sunteți bine, îmi dă voie să vin la biserică, nu mai îmi spune... Înainte dânsul nu vă dădea voie? Nu, era gelos și spunea că mă duc și îl înșel nici de cum că vin la biserică. Și acum vă dă voie să veniți? Nu, îmi dă voie să vin. V-ați rugat? Da, am ținut provocarea și cu ieri 2 ani de zile, nu m-am uitat de ea, indiferent dacă a rămas. Cum a fost aceea provocare? Cum ați făcut? Cât de mult am putut eu și cum am putut fără să știe. A dumneavoastră ați venit la altar, ați făcut o provocare cu Dumnezeu? Nu, acasă. Cum a fost? Acasă? Acasă, dar luasem plicul de aici cu 3 ani de zile înainte. Și după un an de zile am găsit plicul și am zis, eu trebuie să fac provocarea asta. Și Dumnezeu mă va ajuta și să ajung cu ea la biserică, să pun pe altar. Și am adus-o acum 2 săptămâni, deci am ținut-o 2 ani. Și acum cum este familia? Acum suntem bine, da? Bine? Vreau să zic că după un an de zile de la provocare m-am căsătorit cu soțul, suntem bine acum, îmi dă voie să vin la biserică, lucru Amin. Care nu-l mai speram. Amin. E bine. Aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mult, cum vă numiți? Florentina. Doamna Florentina, ce s-a întâmplat? Am venit, aveam probleme cu fiul meu. Care problemă? Avea vicii, țigări, drog, fuma marihuana. Marihuana, vicii, da? Țigări, droguri. Alcool. Alcool. Atunci era o mare necaz. Da. De cât timp a fost așa? Cam 3 ani. 3 ani cu problema aceasta. Da. Și... cum este cu băiatul? Acum este foarte bine, nu mai fumează, nu mai... Unde e băiatul acum? Aici. Ați luptat pentru, în favoarea lui? Da. Vin aici, Crist, vin aici, vin aici. Cum te simți? Mă simt foarte bine. Foarte bine? Și înainte, cum era? Era cu droguri? Eram, da. Nu aveai putere să lași droguri? Cum era înainte? Era poftă? Cum era poftă, da. Țigări, droguri, băutură. Mama s-a rugat pentru tine? Da, și mai eliberat, acum nici nu mai fumez nimic. Nu mai e poftă? Nu mai am poftă, nu mai am nimic. De țigări, de vici, nimic? Nu mai am poftă. Ești fericit? Sunt fericită, da. Binecuvântat? Sunt. Și dumneavoastră? La ca mamă? Mulțumim. Fericită? Domnule Iisus, și vă mulțumim și dumneavoastră pentru rugăciunile care ne-au ajutat. E bine. Așa să fie. Aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Biblia spune că Noe umbla cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă umbla în credință. Cine umblă cu Dumnezeu, umblă în credință. Umblă pentru că crede că Dumnezeu va purta de grijă. A umbla cu Dumnezeu este a crede în cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea este, dumneavoastră umblați cu Dumnezeu? Dumneavoastră credeți în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu? Pentru că Biblia nu este o carte obișnuită, o carte care dumneavoastră o cumpărați și aveți acasă ceva obișnuit. Biblia este propria gură lui Dumnezeu. Când dumneavoastră credeți în carte sfântă, în Biblie, dumneavoastră atunci începeți să umblați cu Dumnezeu. Și cine umblă cu Dumnezeu, așa cum a fost și Noe, se va bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Dumnezeu l-a salvat pe Noe și a salvat și familia lui Noe. Toți s-au scăpat din acel potop. Biblia spune, a venit un potop și toți cei care nu erau înăuntru corabii au perit, au suferit, au murit. Dar odată în care Noe și familia lui erau înăuntru corabii, Dumnezeu a purtat de grijă. Asta Dumnezeu vrea să facă, Dumnezeu vrea să scape familia dumneavoastră de tot acest rău, acest potop care vine, potopul suferinței, potopul durerii, potopul sărăciei, potopul necazurilor, care afectează toată lumea. Sunt persoane, familii care sunt distruse din cauza acestui potop. Acest potop care vine în formă
de neputință, în formă de durere, în formă de trădări. Poate căsnicia dumneavoastră acum e un potop care afectează căsnicia și soțul a plecat de acasă. Acum sunteți pe pragul unui divorț. Dumneavoastră suferiți cu acest potop. Nu mai există înțelegere în casa dumneavoastră. Cel potop din Biblie a omorât toată ființa umană. Dar acest potop din viața dumneavoastră distruge familia dumneavoastră. Acest potop în casa dumneavoastră distruge băiatul dumneavoastră. Poate potopul vicilor. Pentru că băiatul dumneavoastră e viciat. Băiatul dumneavoastră este cu anturaj. Fata dumneavoastră e viciat. E un potop care a intrat, a invadat familia dumneavoastră și distruge viața tuturor. Și familia dumneavoastră este acum pe pragul distrugere, pe pragul suferinței. Dar noi ne vom ruga la Dumnezeu ca familia noastră să fie în corabia lui Dumnezeu. Astăzi, corabia lui Dumnezeu este altarul. Altarul sfânt. Altarul este ad apostolul lui Dumnezeu. Și cel care va fi la ad apostolul lui Dumnezeu, la corabia lui Dumnezeu, va fi ocrotit, va fi eliberat, va fi binecuvântat. Dumnezeu va purta de grijă. De aceea vreau să vă invit. Duminica aceasta, dacă credeți, scrieți pe o bucată de hârtie numele tuturor celor din familia dumneavoastră, luați o bucată de hârtie și scrieți numele lor și aduceți. Noi vom depune pe altarul lui Dumnezeu și noi ne vom ruga în favoarea familiei ca să fie scaparea lui Dumnezeu, ocrotirea lui Dumnezeu în casă, în familia dumneavoastră. În această duminică, la ora 8 dimineață, la ora 10 dimineață, dumneavoastră sunteți invitați noștri. Altarul lui Dumnezeu așteaptă familie. Vom lua numele lor și vom depune în altar. Altarul este corabia lui Dumnezeu. Și cine este în corabia lui Dumnezeu, niciun rău nu va atinge, nu va distruge. Dumneavoastră, credeți, duminica aceasta, aici la catedrală, eu vă aștept. Cum vă numiți? Nicoleta. Domnul Nicoleta, care semn ați primit în familie? Domnul Părinte, situația mea a fost la pământ totul. În toate aspectele erau. Mm-hmm. Dar am luptat foarte mult în parcursul acestui an în favoarea familiei. Mm-hmm. Pentru că cum era familia înainte? Era dezbinată, viciată, demonizați. Mm-hmm. Și am luptat foarte mult. Ce ați făcut aici la biserică? Am făcut tot ce m-ați învățat. Tot ce am învățat ați tot făcut? Tot ce m-ați învățat. Rugăciuni, propozite, tot. Eu juruințe. Am fost mereu în altar, da. Uh-huh. Am fost în altar. Iar ei s-a schimbat. Familia este unită. Dumnezeu a lucrat chiar și în frații mei. Pentru că frații mei, de când eu am venit aici, la biserică, familia mea nu mai vorbea cu mine. Uh-huh. Se îndepărtase de mine. Toți erau împotriva. Toți erau împotriva mea, da. De când veniți la locașul Duhului Sfânt. Da. Atunci dumneavoastră, tot ce învățați aici, faceți, practicați aici, în casă. Eu practic în casă, da. Uh-huh. Vă mulțumesc din tot sufletul tuturor preoților și amin, colaboratorii. Că eu am rugăciuni speciale și în favoarea dumneavoastră. Amin. Vă mulțumesc. Să fiți binecuvântat. Aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Mă numesc Ioana Vasilescu. Care problemă a fost? Am avut multe probleme și în familie și cu copiii. Și de când vin aici la această biserică, chiar mi-am rezolvat foarte multe probleme. Și în privința sănătății, și în privința copiilor. Care probleme erau cu copii? Cu băiatul cel mare vrea să-și ia o mașină. Și am sacrificat și chiar și-a luat ce și-a dorit. Băiatul cel mic și-a cumpărat casă. A venit cu toată credința și rămân în Dumnezeu. Nu mă schimb niciodată câte zile am de aici. Și familie binecuvântată. Și familia binecuvântată. Tot ce mi-am propus, Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am îndeplinit. Mm-hmm. A meritat. Merită să vii și câte zile am, nu mă despart de această biserică. Amin. Da. Ce s-a întâmplat? În primul rând pot să vă spun că eu vin aici de 11 ani. 11 ani. Eu când am cunoscut această biserică, aici am cunoscut pentru prima dată pe Dumnezeu. Aici l-am simțit. În momentul în care am venit, eu aveam probleme foarte urâte cu unul dintre băieți, care nu asculta, era rebel, în sfârșit. În momentul în care eu am venit aici, eu am ascultat tot ce ne-ați învățat,
am devenit zeciuitoare imediat ce am înțeles utilitatea acestei zeciueli, am făcut sacrificiu și prin sacrificiu deci au început să se schimbe totul. Deci începând cu băiatul meu, care viața lui s-a schimbat, viața lui este binecuvântată, chiar suntem fericiți și mulțumim neîncetat lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Apoi celălalt băiat la fel, deci s-a căsătorit, avem două nepoțele gemene și viața noastră și, cum să vă spun, mintea noastră și direcția noastră către Dumnezeu, deci s-a canalizat și viața noastră este acum modificată, binecuvântată, transformată în toate sensurile. Ați învățat despre credință supranaturală. Da, aici a fost, am simțit exact ceea ce spuneți dumneavoastră, această credință supranaturală. Dumneavoastră, puteți să vă pregătiți pentru momentul rugăciunii. Noi ne vom ruga în favoare dumneavoastră, în favoare familiei. Dumneavoastră sunteți invitați noștri și noi vom determina binecuvântarea lui Dumnezeu în casa dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Cum deja v-am spus, în această duminică, pe data de 7, noi vom fi aici cu toți, realizând Sfânta Liturghie și noi vom lua din acest mir, în această lună februarie, două luni anului, și noi vom lua din aceste miri și vom pune în cruciuliță dumneavoastră. Atenție, nu mai este distribuirea Sfântului Mir, pentru că distribuirea Sfântului Mir a fost duminica trecută. Dar toți cei care deja au cruciuliță cu mirul vor aduce și noi vom lua din mirul sfânt și vom pune trei picături în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ca dumneavoastră să primiți prosperitate. Așa este. Pentru că mirul de asemenea în trecut era folosit pentru a unge împărați. Așa este. Împărați erau unge cu mirul sfânt. Și primiau de la Dumnezeu zbândă. Primiau de la Dumnezeu înțelepciune, putere, pricepere, forță, succes. Toți împărați în epocă, în vremea poporului Israel, erau unși cu aceste miri pentru ca Duhul lui Dumnezeu, care acest mir simbolizează Duhul Sfânt, atunci să vină peste ei și să-i dea înțelepciune, pricepere, să-i dea putere ca să aibă izbândă și succes. Inclusiv duminica aceasta, noi vom continua cu acel propozit, suntem cu acel propozit, 7 manifestări ale Duhului Dumnezeu și duminica aceasta, luna aceasta, într-adevăr, am început cu a doua manifestare a Duhului Sfânt este Duhul Înțelepciunii. Aveți nevoie de înțelepciune, atunci duminica va fi special, pentru că veți primi aceste miri în cruciuliță dumneavoastră, inclusiv vom sfinți toți zeciuitorii fideli, vor primi ungere cu aceste miri, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să dea înțelepciune. Dumneavoastră, credeți? Eu vă aștept aici la catedrală. Doamna Liana, cum era înainte? Bună dimineața! Bună dimineața! Înainte era foarte rău, pentru că rămânând singură după moartea lui mama, am căutat mult, mult pe Dumnezeu, am ajuns la alt cult, la Martorii lui Jehova, acolo am studiat Biblia și n-am învățat de zeciuială acolo, nu știam. Dumneavoastră ați fost la Martorii lui Jehova? La Martorii lui Jehova 5 ani. Cinci ani. Cinci ani. Dar nu ați învățat nimic. N-am învățat de zeciuială. Am studiat Biblia total diferit ce se învață aici, ce am învățat aici și am plecat pentru că nu mi-a mers bine. Deci cât am stat eu acolo, dorințele mele care le aveam pentru Dumnezeu și le ceream, nu mi se îndeplineau și am vorbit cu surorile. Nimic, nimic. Am zis că așa trebuie să fie. Și atunci am decis să plec. Și am plecat. Și venind dintr-o vacanță, butonând la televizor, am dat de Nașul TV și aici am aflat despre locașul Duhului Sfânt. Venind aici, eram curioasă, am venit la București, la catedrală și am învățat foarte multe. Am învățat că trebuie să fiu fidelă lui Dumnezeu prin zeciuială și nu am știut. Am perseverat, am pus câte puțin, câte aveam, dar nu puneam la început că trebuia să pun pentru Dumnezeu. Făceam treburile mele și mă mai gândeam și așa la început. După aceea am fost
fidelă. Cum este astăzi, după ce sunteți fidelă zeciuitoare? Este minunat. Minunat. Este minunat. Deci, prin zeciuială, îmi vin foarte mulți bani pe mână, tot ce vin pun pentru Dumnezeu și pe plan sentimental, pe plan economic, pe plan familiar, tot ce este, este minunat. Pentru dumneavoastră, Dumnezeu este în primul rând? Este în primul rând. Uh-huh. Dacă nu ar fi Dumnezeu, n-aș putea trăi fără El. Merită să fiți fidelă, zeciuitoare, să înapoiați aici în casa lui Dumnezeu merită, fidelitate. Merită, amin. Cu toată dragostea. Cine a făcut asta? Domnul Iisus Hristos. Aplaudați pe Iisus Hristos. Noi ne vom ruga, este momentul rugăciunii, haideți să unim credință. Pregătiți-vă! Acum rugăciunea de la miezul nopții. Dumnezeu meu și Tatăl meu ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, în această clipă și împreună cu toți suferinții, eu intru în sfânta ta prezență pentru a mă ruga în favoarea lor, în favoarea celor care sunt într-un spital, într-o închisoare, cei care sunt acum pierduți, mâhniți, supărați, chinuiți, deprimați, cei care nu au pace, nu au liniște, sunt persoane foarte strâmtorate din cauza problemelor, din cauza durerilor. Dar acum, Dumnezeu, noi mijlocim în favoarea lor. Vino cu puterea ta, Doamne, scăpând aceste suflete, eliberând această creatură, făcând, Dumnezeu, să se întâmple această minune, pentru că doar Tu poți face minune. Într-adevăr, Tu ești un Dumnezeu făcător de minune. De aceea mă rog în favoarea tuturor celor care cred să se întâmple minunile tale. Aceste suflet care este mâhnit, supărat, chinuit, stresat, această persoană care nu mai are pace, nu mai are liniște, nu mai are bucurie de a trăi, poate sufletul este epuizat. Din cauza tuturor probleme, această persoană este epuizată, este acasă, poate înclauzurată, închisă, nu mai are soluții, nu mai are speranță, nu mai are nădejde, dar nu este întâmplător că această misiune ajunge la această creatură. Nu este întâmplător că această misiune ajunge în această casă pentru a aduce speranță, pentru a aduce forță, pentru a aduce soluții. O, Dumnezeu, ascultă rugăciunea noastră și fă să se întâmple minunile tale, scăpând această creatură, eliberând această persoană, făcând să se întâmple această minune. Noi determinăm, Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, inclusiv îți prezentăm această apă, să fie această apă unsă, consacrată, sfințită, binecuvântată, pentru a elibera aceste suflete, pentru a elibera această creatură de toată mărăciune, de toată durere sufletească, de toată tristețe care o cuprinde de ani de zile. Ea să scape de acest rău. Este un rău, dar începând de acum ea primește forță. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, acasă luați paharul cu apă, ridicați-vă în sus și rugați-vă împreună cu mine. Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în spită, ci zbăvește-ne de cele rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slavă în vecilor. Amin. Amin. Așa să fie. Dragii mei, cu multă încredere și după ce v-ați rugat rugăciunea Tatălui nostru, beți cu credință această apă. Munții am ridic privirea și mă întreb de unde-mi vine izbăvirea. Ia vine de la Dumnezeu care a făcut
cu cerul și pământul. Nu mi se va clătina piciorul, Domnule cel ce mă păzește. Nu va dormi păzitorul lui Israel, El îmi este ajutorul. Domnul e păzitorul meu, dreapta mea, El îmi păzește sufletul, de rele mă va proteja, mă păzește la plecarea și la venirea mea, de acum și pentru întotdeauna. Domnul e păzitorul meu, e umbra mea peste dreapta mea, El îmi păzește sufletul, de rele mă va proteja, mă păzește la plecarea și la venirea mea, de acum și pentru întotdeauna. Dragii mei, cu siguranță sunteți invitați noștri și Duhul lui Dumnezeu desigur vă va binecuvânta. A fost o mare plăcere să stau aici cu toți la această emisiune. Deja știți, duminica rugăciune în favoare familiei, familia noastră la în adăpostul lui Dumnezeu, în corabie lui Dumnezeu. Și de asemenea, noi ne vom ruga în favoare tuturor zeciuitorilor, vom sfinți, vom binecuvânta pe toți și noi vom unge pe toți cu aceste miri sfânt pentru prosperitate, pentru sporul financiar, pentru succes, pentru zbândă. Doriți? Atunci duminică vă așteptăm și nu uitați să aduceți cruciulița dumneavoastră. Vom pune trei picături în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh spre binecuvântare economică. A fost o mare plăcere, dragii mei, ca Duhul lui Dumnezeu să fie întotdeauna cu dumneavoastră. Eu vă trimit o îmbrățișare din partea mea, să fiți tare. La revedere, pe curând, numai bine!